Filmul se deschide cu prezentarea personalului unui restaurant, Ignacio, managerul, Sara, chelnerița și Jair, bucătarul, împreună cu cei doi asistenți ai săi. Într-o seară, restaurantul este pe punctul de a se închide când intră un client pe nume Amadeu. Drept urmare, toți membrii personalului sunt obligați să rămână până când clientul pleacă. După ce îi servește mâncarea, Sara, epuizată, se duce în camera personalului unde colegul ei, Lucio, se pregătește să plece. Acesta flirtează cu ea, dar ea îl respinge cu ușurință. Gluma lor este întreruptă în curând de Ignacio, care informează despre sosirea încă doi clienți, Bruno și Veronica. Cum unul dintre ei trebuie să lucreze, Sara alege să rămână în timp ce Lucio pleacă. Ignacio se duce apoi să-l informeze pe Jair, la care acesta din urmă îi răspunde că tura lui s-a terminat deja. Cu toate acestea, managerul verifică ora și îi spune că mai sunt 15 minute. La scurt timp după aceea, Ignacio primește un telefon de la soția sa, care îi spune că li s-a stricat din nou mașina. Această veste îl înfurie, dar el își controlează furia și închide telefonul după ce îi spune să ia un taxi până acasă. Apoi își descarcă furia, spărgând un robinet din toaletă. Între timp, Sara îi abordează pe Bruno și Veronica pentru a face ordine, dar fiind un cuplu, ei continuă să împartă sărutări. În urma acestui lucru, ea îl cheamă pe Ignacio, care apoi se apropie de ei pentru a întreba ce mâncare preferă. Ei comandă vin special numit Chateau La Croix, pe care Ignacio îl servește rapid. În timp ce clienții iau masa, Ignacio vorbește cu Sara în particular. El o informează despre un jurnalist culinar care va vizita restaurantul lor în următoarea zi. El subliniază necesitatea de a prezenta restaurantul în cea mai bună lumină. Pentru aceasta, Ignacio îi cere sugestii, dar Sara îl asigură că se va ocupa ea de asta. Prin conversația lor aflăm că Sara îl place pe Ignacio, în ciuda faptului că acesta este căsătorit. Ceva mai târziu, cei doi asistenți ai lui Jair ies din bucătărie pentru a pleca. Văzând acest lucru, Ignacio îi avertizează că îi va concedia dacă părăsesc localul. Cu toate acestea, tinerii asistenți nu se lasă intimidați, așa că pleacă fără nicio teamă. La scurt timp după aceea, Jair iese din bucătărie deoarece tura sa de lucru s-a terminat. Ignacio îl roagă să aștepte în bucătărie, dar acesta refuză. În schimb, el afirmă că Ignacio nu ar trebui să-și pună angajații să lucreze peste program pentru câștigul său personal. Dintr-o dată, doi hoți înarmați, Magno și Nuno, pătrund în restaurant și îi țin pe toții sub amenințarea armei în timp ce cer bani. De asemenea, aceștia o capturează pe Veronica și încep să o forțeze. În acest timp, Nuno are privirea țintită asupra sarei și procedează să o sărute. Cu toate acestea, Magno îl oprește și spune să se concentreze asupra jafului lor. Acest lucru duce la o ceartă aprinsă între cei doi tâlhari, iar Ignacio folosește distragerea atenției ca pe oportunitate de a-și recupera arma de foc și îl împușcă pe Nuno, lăsându-l grav rănit. Apoi îl amenință pe Magno să arunce arma, lucru cu care acesta din urmă se conformează. În urma acestui incident, toată lumea cere lui Ignacio să cheme poliția, dar acesta refuză, deoarece va avea un impact negativ asupra reputației restaurantului său. În schimb, o instruiește pe Sara să-l lege pe Magno și să-l închidă în magazie. În acest timp, Veronica achiziționează în secret un cuțit de masă și-l ascunde în rochea ei. Ea insistă apoi să cheme poliția deoarece vrea să se facă dreptate. Când Ignacio refuză în continuare să implice autoritățile, ea cer 100 de milioane de dolari care percusiuni financiare. Înainte ca Ignacio să-i poată răspunde, Jair intervine și spune că trebuie să-l ducă urgent pe Nuno la doctor. El susține că locul va fi blestemat pentru totdeauna dacă va muri aici. Într-o întorsătură neașteptată a evenimentelor, Ignacio îndreaptă pistolul spre bucătarul șef și îl acuză că este creierul acestui jaf. Jair neagă acuzația, afirmând că a muncit din greu pentru îmbunătățirea restaurantului. Dar acum că se simte trădat, țipă la Ignacio, adresându-i se ca fiind o persoană lipsită de considerație și egoistă. De asemenea, îl înjură și îi spune că restaurantul se va închide în curând din cauza unui astfel de comportament al lui. Pe măsură ce tensiunea crește, Ignacio îi ordonă Sarei să-l lege și pe bucătar. Cei doi închid apoi ușa de ieșire, împiedicând pe cineva să scape. Simțind amenințarea iminentă pe care o posedă Ignacio, Amedeu îi sugerează Sarei să sune la poliție, deoarece acesta poate merge până la orice limită de dragul reputației sale. Dar în loc să-l asculte, Sara se plânge de el șefului ei, speculând de asemenea că este ofițer de poliție. Ulterior, Ignacio și Sara îi mobilizează pe toți și închid în bucătărie. La scurt timp după aceea, Veronica pretinde că trebuie să meargă urgent la toaletă, așa că Sara o însoțește. În timp ce cele două sunt singure, Veronica încearcă să o convingă pe Sara să nu-l susțină pe Ignacio pentru că nu face ceea ce trebuie. Ea îi oferă chiar și asistență financiară, precum și o viață stabilă dacă îi ajute să scape.
Cu toate acestea, Sara, care este îndrăgostită de Inacio, rămâne înclinată spre el și refuză oferta cu grosolănie. Dându-și seama că nu o poate convinge, Veronica vine cu un alt plan, ea cere intimitate în baie, pretinzând că nu se poate ușura în fața nimănui. Sara este de acord și îi acordă 5 minute pentru a termina treaba. Imediat ce aceasta pleacă, Veronica scoate cuțitul din roche și se eliberează din legături. Când Sara se întoarce, Veronica o atacă cu cuțitul și fuge spre ușa de la intrare. Inacio încearcă să o oprească, dar ea îi aruncă și ea cuțitul în față. Acest lucru îl înfurie atât de tare încât o împușcă de la distanță mică, omorând-o pe loc. Sunetul împușcăturii sperie pe ceilalți prizonieri din bucătărie, dar nu pot face nimic. În urma acestui eveniment, Inacio și Sara se debarasează atât de cadavrul Veronicăi, cât și de cel al lui Nuno, recent decedat în magazie. Apoi încep să curețe mizeria însângerată în timp ce vorbesc unul cu celălalt. Sara le sugerează să fugă din oraș și să înceapă o viață nouă împreună. Cu toate acestea, Inacio nu este sigur că va abandona soția și afacerea. După un timp de deliberare, el decide să dea vina pentru morți pe Jair. Între timp, în bucătărie, prizonierii încearcă să pună la cale un plan de evadare. Jair îi cere lui Amadeu să se gândească la niște tactici inteligente datorită trecutului său de ofițer de poliție. Cu toate acestea, Amadeu îi răspunde că s-a pensionat cu mult timp în urmă. Discuția lor este curând întreruptă când Inacio și Sara intră. Aceștia procedează la dezlegarea lui Jair pentru a avea o conversație privată cu el. În timpul acesteia, Bruno observă cercelul soției pe urechea Sarei, așa cum întreabă despre locul unde se află. Cu toate acestea, nimeni nu-i răspunde, iar chiar în acel moment soneria sună, așa că Inacio dă repede drumul la muzică înainte de a-i spune Sarei să verifice. Când răspunde la ușă, ea îl găsește pe Lucio, care pretinde că și-a uitat telefonul înăuntru. Cu toate acestea, ea refuză să-l lase înăuntru, deoarece este prea târziu și îl convinge să-l ia ziua următoare. Ulterior, Inacio îi reeducă pe Jair și Magnus și îi constrânge să-și dezvăluie motivul. El îl întreabă pe Magno dacă lucrează pentru Jair. Într-o întorsătură neașteptată a evenimentelor, Magno ia numele Sarei, susținând că ea este creierul din spatele tuturor acestor lucruri. Sara, șocată, neagă acuzația, spunând că nu-l cunoaște deloc și că el doar încearcă să înșceneze asta. Ea îl imploră pe Inacio, cerându-i să nu-l asculte pe Magno pentru că ea nu-l va trăda niciodată. După ce aude toate acestea, Inacio ia un cuțit și taie gâtul lui Magno fără milă. Apoi se întoarce spre Jair și taie părul lung. Aici se dezvăluie că Jair este homosexual și din această cauză Inacio îl urăște, precum și personalitatea sa. Reține doar pentru că este un bucătar bun. În urma acestui lucru, Jair este trimis înapoi în bucătărie, unde le mărturisește celorlalți ce s-a întâmplat. Amadeu se întreabă de ce a fost cruțat Jair, la care acesta din urmă răspunde că Inacio nu se grăbește. Pe de altă parte, Inacio decide să o învețe pe Sara cum să folosească o armă, dar tocmai când i-o mânează, ea îndreaptă pistolul spre el, ordonându-i să se dezbrace. Acesta din urmă se conformează, iar cei doi ajung să se angajeze într-o activitate intimă. După ce termină, Inacio primește un telefon de la soția sa, care începe să-l sâcăie ca de obicei. Ea îi spune că restaurantul este un gunoi și îi spune să-l închidă, deoarece nu are timp personal pentru ea. Acest lucru îl înfurie pe Inacio, așa că aruncă telefonul într-o oglindă. Simțindu-i stresul, Sara încearcă din nou să-l convingă să meargă să locuiască împreună într-un loc departe de toate acestea. Când el își exprimă în continuare îngrijorarea în legătură cu restaurantul său, Sara îl face laș. Acest lucru intensifică și mai mult furia și, ca urmare, o avertizează să nu mai vorbească în acest mod. Înapoi în bucătărie, Amadeu reușește cumva să se elibereze din captivitate și pleacă în loc să-i ajute pe ceilalți. El își lansează atacul asupra Sarei din spate, dar înainte de a o putea răni, este pus la pământ de Inacio. La scurt timp după aceea, Amadeu își recapătă cunoștința și cere un pahar de vin. Apoi inițiază o conversație spunând că știe ce-i trece prin cap lui Inacio. Potrivit ofițerului pensionat și el ar fi ucis în trecut o persoană nevinovată, acțiune pe care încă o regretă. El spune că persoana nevinovată l-a împușcat în picior în legitimă apărare și că de atunci glonțul îi provoacă dureri. Fiind o persoană cu experiență, Amadeu sfătuiește pe Inacio că nu ar trebui să ucidă oameni nevinovați, dar acesta din urmă respinge. În acel moment aflăm că Inacio nu este stabil din punct de vedere mental și că îi place acest joc al crimelor. Pe măsură ce conversația lor se desfășoară, Amadeu îi spune că a sunat la poliție. Inițial, Inacio se sperie, dar observă mâna tremurând, își dă seama că bărbatul minte. În urma acestui fapt, el ia un obiect greu de pe masă și îi sparge capul lui Amadeu până la moarte.
Între timp o vedem pe Sara în bucătărie, mâncând cu disperare și comportându-se ca un animal. În acest timp, Jair încearcă să explice că Inacio doar se folosește de ea și că nu are niciun sentiment față de ea. Sara este în moclar rănită să audă acest lucru, dar alege să nu-l creadă. Ea se întoarce apoi la Inacio doar pentru a-l descoperi că acesta l-a ucis și pe Amadeu. În acest moment ea își dă seama că în cele din urmă îi va ucide pe toți, inclusiv pe ea. Dar tot nu reușește să-și dea seama ce ar trebui să facă, așa că se grăbește să se ducă la toaletă și se privește în oglinda spartă. Nu după mult timp, Inacio o cheamă afară și îi mânează un pistol, ordonându-i să-l ucidă pe Bruno. Dar oricât de loial ar fi față de el, ea nu reușește să adune suficient curaj pentru a apăsa pe trăgaci. Drept urmare, ea îndreaptă pistolul spre Inacio, cerându-i să o lase să plece. Când acesta din urmă refuză, ea încearcă să-l împuște, dar spre surprinderea ei arma este goală. Inacio scoate pistolul încărcat și îl împușcă pe Bruno în turmon nemilos. Apoi se năpustește asupra Sarei și o înjunghe cu un cuțit mic ca urmare a faptului că l-a trădat. În timp ce ea rămâne inconștientă, Inacio se îndreaptă spre bucătărie pentru a-și executa ultimul ostatic Jair. Dar în mod surprinzător, Jair întoarce situația, reușește să preia controlul și leagă pe Inacio. În urma acestui lucru, el își adună părul tăiat și părăsește locul fără a-i face vreun rău Sarei. Ceva mai târziu, Sara își recapătă cunoștința și se duce să se întindă lângă Inacio. Acesta îi cere să-l dezlege, dar ea, în schimb, îl ucide înjunghiindu-l de mai multe ori. Filmul se încheie cu Sara mutilându-i cadavrul în bucăți, probabil pentru a se debarasa de el. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce vor urma. Ciao!